Sănătatea este cea mai mare comoară a omului. Sunt ferm convins de acest lucru. Așa că de mai bine de 3 ani am început să trăiesc mai sănătos. Să mănânc și să beau doar ce este bine pentru organismul meu. Sincer, singur nu aș fi reușit să-mi schimb stilul de viață vechi. Așa că am lăsat experții în domeniu să mă ajute. În acești 3 ani am învățat foarte multe lucruri. Într-adevăr simple, dar foarte benefice. Biblia ne învață că dacă știi ceva, dacă ai experimentat ceva și este bine pentru tine, să nu ții doar pentru tine, să spui și la alții. M-am hotărât să organizez începând cu data de 6 martie, de la orele 16, primul seminar de sănătate la Biserica Adventistă de ziua 7-a Zalău, cu un invitat foarte special. Este vorba de domnul doctor chirurg toracic Ionuț Gentimir din Cluj-Napoca, care cu ajutorul Domnului ne va prezenta câteva sfaturi și remedii naturale și nu numai. În cadrul acestui club de sănătate dorim să vă prezentăm câteva rețete și degustări simple, dar delicioase, care sincer mie mi-au schimbat viața și mi-au adus imunitatea necesară în lupta contra tuturor bolilor cu care ne confruntăm zilnic. Deci nu uita! Dacă vrei să faci și tu parte din micul nostru club de sănătate, contactează-ne la numerele de telefon afișate și te așteptăm deci duminică pe strada Andrei Mureșanu numărul 16 la Biserica Adventistă de ziua 7-a. Vă doresc din inimă multă sănătate și toate binecuvântările lui Dumnezeu!